Cosmin și Ștefania, gest controversat în Camera Roșie. Andreea Mantea le cere explicații în ediția de joi, 9 mai, a emisiunii Casa Iubirii. Vreau să discutăm despre un subiect. Surpriză în Casa Iubirii. În ediția de joi, 9 mai, doi concurenți decid să se apropie unul de celălalt după ce au declarat că nu pot fi mai mult decât prieteni, iar Cosmin îi va da un bilețel misterios iubitei sale. Momente intense în casa iubirii În ediția de joi, 9 mai, fetele sunt cele care îi vor chema pe băieți în camera roșie, iar acest lucru va duce la răsturnări de situație și decizii neașteptate. Julia și Patrick vor avea parte de o apropiere în camera roșie. Ce se află pe biletul misterios pe care Cosmin l a dat iubitei sale? Un moment controversat din ediția de joi. 9 mai va fi cel în care Cosmin îi va da un bilețel iubitei sale, în camera roșie, iar acest lucru îi atrage atenția prezentatoarei Andreea Mantea. Andreea Mantea, vreau să discutăm despre un subiect. Bilețelul a atras atenție în contextul în care Ștefania nu l-a deschis în camera roșie. Vezi ce au cei doi de ascuns în ediția de joi, nouă mai Julia și Patrick vor da frâu liber sentimentelor. Deși au declarat mereu că nu pot fi mai mult decât prieteni și că nu s-ar potrivi ca un cuplu, Patrick și Julia vor surprinde pe toată lumea cu discuția lor din camera roșie. Patrick o consideră pe Julia ca pe o soră, însă ultima declarație a concurentei l-a pus pe tânăr pe gânduri. În camera roșie, Julia va lăsa de înțeles faptul că este posibil să simtă ceva mai mult pentru Patrick, iar concurentul nu va ști cum să reacționeze. Julia, dacă după acest timp petrecut aici, în casa iubirii, te-ai trezit cu mine că vin și-ți spun, Patrick, până acum te-am mințit, de fapt, eu te plac în sensul celălalt. Patrick, cum aș reacționa? Bă, nu știu. Apropierea dintre cei doi va stârni reacții inedite în casa iubirii. Andreea Mantea este cea care îi dă de gol și care îi felicită pe Patrick și pe Julia pentru faptul că și-au permis să fie sinceri și să se apropie. Acest lucru va stârni însă curiozitatea Rebecăi, care nu înțelege ce se întâmplă. Andrea Mantia, Julia, Patrick, felicitări pentru decizia pe care ați luat-o. Așteptăm de mâine să vă vedem apropiindu-vă. Rebecca, ce am ratat? Andreea Mantia, au hotărât să se apropie unul față de celălalt. După apropierea Juliei de Patrick, Rob și-ar dori ca Virginia să-l cheme pe el în camera roșie, motiv pentru care concurentului va începe să-i bată inima destul de puternic în momentul în care va primi conexiune cu Virginia în camera roșie. Un alt concurent ce speră că va fi chemat de Virginia este Gaja.